Stimați colegi, bună ziua tuturor! Bună ziua! Oare mă auziți? Bună ziua! Bună ziua, vă auziți! Da. Bună ziua, am auzit cu toții! Bună ziua, vă aud și eu, vă văd! Bună ziua! Mă bucur că sunteți bine și sănătoși! Vă propun să... am verificat prezența, suntem... Trebuie dar oricum o să facem și verificarea ulterioară. Vă propun să începem atunci, pentru a nu mai zăbovi, să începem ședința de astăzi... Așa cum știți, ședința ordinară din această lună, în conformitate cu articolul 179 din Ordonanța Guvernului 57, privind contul administrativ din anul 2019, am convocat pentru astăzi Consiliul Județean prin dispoziția numărul 538 din 25 iulie 2023. Convocarea dumneavoastră s-a făcut în scris și prin mijloace electronice și telefonic. Ca atare putem astăzi derula această ședință în conformitate cu dispozițiile legale. Ca de fiecare dată vă propun să începem ședința de Consiliul Județean prin intonarea imnului național. Vă rog să pregătiți înregistrarea prezenței colegilor noștri. Vă rugăm să vă înregistrați. Înregistrarea s-a încheiat. Deci? Da? Consultând înregistrarea prezenței, constat că din totalul celor 37 de membri, în funcție sunt prezenți 33, fiind asigurată astfel prezența majorității consilierilor județeni în funcție, astfel ca ședința de astăzi să se desfășoare legal. Înainte de a intra în ordine de zi, vă supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 22 iunie 2023. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Treizeci și două de voturi pentru. Procesul verbal a fost ședința ordinară din data de 22 iunie 2023 a fost aprobat. Totodată supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată din data de 28 iunie 2023. Vă rugăm să votați.
Votul s-a încheiat. Treizeci de voturi pentru. Procesul verbal al ședinței a fost aprobat. Mai departe. Supun în continuare, supun aprobării noastre procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată în data de 10 iunie 2023. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Procesul verbal al ședinței a fost aprobat. Supun acum aprobării noastre procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13 iulie 2023. Vă rugăm să votați. De fapt nu stai, că iulie. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Procesul verbal a fost aprobat. Stimați colegi, cu privire la proiectul ordinii de zi, cu privire la acest proiect, vă propun suplimentarea acestuia cu trei proiecte de hotărâri și o informare de la punctul 18 la punctul 18D. Aceste puncte v-au fost transmise tuturor pe e-mail. În acest sens, supun la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu aceste puncte de la 18A la 18D. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Suplimentarea a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordin de zi cu aceste suplimentare aprobate, respectiv aceste completări deja votate. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul ordin de zi a fost aprobat. În legătură cu ordinea de zi, am să vă rog să interveniți. Dacă sunt situații de conflicte de interese sau alte precizări de făcut, vă rog să le faceți acum. Bună ziua, domnule președinte, Cristian Ciuta. Sunt, nu particip la dezbatere și la vot la proiectele numărul 18A și 18B. Mulțumesc, vă rog, dacă mai sunt intervenții. Eu am o mică precizare, nu este legat chiar direct asta, dar vreau să spun că imaginea este foarte proastă, deci per ansamblu abia distingem, inclusiv pe dumneavoastră vă vedem șters. Noi vă vedem foarte bine. Da, da? Imaginea e foarte bună. Acum trec ani și nu mai suntem ca odată. Eu ok, deci e la mine atunci. Nu înțelegeam de ce se vede așa de rău. Bine, Adela. La tine, Adela, că nu... Mersi, adică mersi. Nu am înțeles, mersi. Hai să vedem că poate într-adevăr e o problemă tehnică la noi. Nu este, domnul președinte.
Nu, vă vedem bine. Calitatea este bună. Se vede foarte bine. Consilierii noștri ne spun de aici că aveți ceva megabytes cu probleme, în sensul că... Ce problemă are aparatul? Ați avea conexiune slabă. Noi vedem tot ce aveți în calculator, ca să înțelegeți. Adela, poți să vii la mine dacă vrei să faci știința. Că nu m-a vit în grădină. Ia auzi, că nu... Bun, haideți să totuși să rămânem la chestiuni serioase. Deci verificăm și la noi, într-adevăr, să vedem, să nu fie de la noi problema. Și poate că dacă și noi să încercați o suplimentare de semnal pentru internet și atunci putem compara, să ne dăm seama și la noastră semnalul cum e. Este tot în ordine, mulțumesc. Nu mai vreau să rețin. Bun. Dacă mai sunt intervenții, înainte de a derula punctele înscrise pe ordinea de zi. Dacă nu, atunci vă propun să trecem la dezbaterea proiectelor, respectiv punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru trasele aferente grupelor 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 39, 41, 42 și 55 din programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Cluj, valabil până la 31.12.2028. Comisia numărul 2, numărul 1, scuzați-mă, aveți cuvântul. Bună ziua, Comisia numărul 1 a vis favorabil. Da, dacă sunt alte intervenții. Aș avea o intervenție, domnul președinte. Vă rog, vă rog. Aprobarea acestor tarife este de bun augur pentru transportul intrajudețean. Asta înseamnă că pe viitor Consiliul Județean va avea un cuvânt mai important de spus decât până acum în politica de tarife. Deoarece, dacă știți, până acum operatorii măreau tarifele și nu aveam cum să le influențăm în vreun fel. Deci e un lucru bun și susținem acest proiect. Profit de prezența acestui punct de pe ordinea de zi pentru a semnala faptul că nu toate companiile de transport sunt la curent cu obligațiile care le au cu privire la acceptarea biletelor gratuite pentru persoanele cu dizabilități, care au dreptul la anumite gratuități. Un cetățean a semnalat faptul că mamei dânsului, persoană cu deficiențe de vedere, a fost refuzată călătoria cu bilet compensat pe traseul Turda Cluj. Și am rugămintea ca autoritatea de transport să facă o informare către operatorii de trasee cu privire la aceste obligații, ce rezultă atât din legea 448/2006, dar cu siguranță și din contractul de delegare. Atât. Mulțumesc. În regulă, deci vom transmite această solicitare către autoritatea publică de transport, care e în subordinea Ministerului Transportului, cred? Sau nu, avem noi un departament. Al noastră? Un departamentul nostru care ține legătura și care gestionează. Există ARR-ul acela? Nu ARR? Nu. 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 Bun, atunci o să preluăm de înregistrare tot ceea ce colegul nostru a spus și o să... mai e domnul David sau e la pensie? Da, domnul David, doamna Piciu, e ok. În regulă... O să le cerem într-adevăr să facă o informare și să se ocupe de ceea ce colegul nostru a transmis. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, atunci supun votului dumneavoastră proiectul așa cum este el formulat. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 2 privind aprobarea strategiei de dezvoltare teritorială a județului Cluj pentru perioada 2023-2030. Comisia numărul 3, aveți cuvântul. Bună ziua, Comisia numărul 3, aviz favorabil. Da, mulțumesc, dacă sunt intervenții. Bună ziua, Elena Muscă. Vă rog.
Legătură cu strategia, cu prevedere strategiei, ar dori să solicit o clarificare, dacă se poate, cu privire la planul de măsuri, planul de acțiune pentru protejarea arealului natural Hoia Baciu. De ce ridic această întrebare? Pentru că, pe de o parte, avem la nivelul primăriei Cluj-Napoca demersuri făcute în acest sens ca urmare a proiectului depus de consilierii USR Cluj, anume să realizăm un master plan privind arealul natural Hoia Baciu. Acum este în derulare, din ce înțeleg, un studiu de biodiversitate în acest scop. Apoi, conform documentelor puse la dispoziție pentru acest proiect de privind aprobarea strategiei pentru amenajarea teritoriului, reiese că în perioada de consultare publică au fost formulate propuneri cu privire la arealul Hoia Baciu. În strategie am identificat cu titlu de exemplu proiectul de extindere și revitalizare a parcului etnografic, proiect de care știm deja și a cărei implementare, cel puțin din perspectiva mea, pare să nu progreseze. Și la nivelul planșelor, respectiv planșa 1-2 mediu propuneri, am observat că pe arealul Hoia Baciu este hașurată zonă pentru o zonă pentru protecție de conservare parțială și sunt niște zone de împăduriri. Având în vedere, acestea sunt constatările mele. Totuși, aș vrea să clarificați ce propune în clar strategia de amenajare a teritoriului pentru arealul Hoia Baciu și ce își asumă Consiliul Județean în direcția conservării și protejării acestui areal. Mulțumesc! Da, doriți să primiți acum în direct, pentru că asta presupune să intre colegii noștri care au lucrat efectiv și care sunt... Da, doriți să primiți acum în direct... Dacă este cineva disponibil, ar fi ideal. Dacă nu, aștept în scris. Dacă este cineva disponibil... Vedeți dacă este domnul Salanță să intre. Dacă nu, acum, până la finele, până mai parcurgem câteva puncte, putem să-l conectăm și pe dânsul să poată intra. Sigur că da. Nu e acum cu noi, nu? Poate reușește la diverse, domnul Salanță, să intre și reluăm acolo subiectul. Da. Deci întrebarea dumneavoastră era legată de soluțiile pentru Hoia, da? Da, deci ce presupune în clar strategia pentru arealul natural Hoia Baciu și ce își asumă Consiliul Județean în direcția conservării? Atunci o să intre colegul nostru la diverse, cum spuneați, ca să putem parcurge punctele și ca să fie și... este deja? Dar poate nu are toate informațiile. Domnul Salanță, m-auziți? Preferați acum? Preferați acum sau la diverse să răspundeți colegii noastre? Pot și acum, pentru că am mai dat un răspuns. Am mai fost în cadrul PATJ-ului, am mai fost și, mă rog, și strategie care componentă PATJ-ului. Bun, atunci vă rog să-i răspundeți doamnei Muscă legat de întrebarea punctuală a dânsei privind Hoia și... Ați auzit întrebarea? Da. Ceea ce avem, avem în cadrul obiectivului strategic numărul 2, conservarea patrimoniului natural, respectiv măsura ca obiectiv de inventariere și reglementare corespunzătoare a protecției pentru arealele naturale protejate de interes județean și local, inclusiv monumente ale naturii. Așteptăm să vedem care este rezultatul acestui studiu care se va finaliza probabil anul ăsta, din câte știu eu, pentru că inclusiv niște arhitecți sunt implicați în elaborarea acelui studiu, iar rezultatul final, pentru că arealul este pe mai mult decât un UAT cel de acolo, pentru că traversează cel puțin 3 UAT-uri, dacă nu și Căpușul, pe lângă Baciu, Floreștiu și municipiul Cluj-Napoca, iar competența de aprobare a unui areal de protecție de interes județean cu valoare peisagistică sau alte valori care sunt recunoscute conform Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG525 este de competența Consiliului Județean. Și atunci acel studiu va trebui să ajungă la nivel de Consiliul Județean pentru a fi aprobat, cum mai avem stabilit o serie de zone protejate de interes județean unde elaborăm documentațiile de urbanism, la fel se va întâmpla și aici. Ok,
Mulțumesc tare mult. Aș vrea să mai clarific un aspect. Portofoliu de proiecte, pentru că pe site-ul pe ATJ nu este accesibil într-o formă descriptivă, așa cum suntem în mod obișnuiți. Am observat că pe hărți, dacă te uiți și citești hărțile, observi acolo. Va fi și o variantă de portofoliu de proiecte care poate fi urmărit descriptiv sau se construiește în timp. Care este procesul? Ideea este că până nu s-a aprobat acest portofoliu de proiect, am zis că nu îl punem pe pagina pe ATJ, dar el va fi disponibil cu hotărârea de aprobare aferentă pe site-ul pe ATJ. Mulțumesc. Sperăm că undeva în luna septembrie să intrăm și cu PATJ. Mai avem două avize de opțiune, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Culturii. Mulțumesc. Mulțumesc. În regulă, vă propun să mergem mai departe. Deci ne reîntoarcem la proiectul numărul 2, pe care nu l-am supus votului, dar dacă mai sunt intervenții înainte de asta. Dacă nu, atunci eu vă propun... Vă rog, mă iertați, Alexandru Cordor, sunt foarte, da, foarte rog, scurt. Este clar că e un proiect foarte important pentru județul Cluj și că s-a muncit foarte mult la el. Aș vrea să scot în evidență aceste două, trei aspecte și apoi să vin cu o propunere. Agenda teritorială 2030, așa cum este prevăzut și în material și nu vreau să vă rețin eu foarte mult, prezintă cele două obiective majore. O Europa justă, echitabilă și o Europa verde, așa cum spunea și colega noastră de mai înainte, și cele șase priorități pe care n-am să le mai număr aici. Este foarte clar că se vorbește foarte mult de coeziunea teritorială și aici Consiliul Județean. Noi vom avea și avem un rol foarte important și, prin urmare, această strategie teritorială pentru 2023-2030 va fi, până la urmă, direcția noastră multianuală de realizare a obiectivelor noastre. Și clar că se prevede promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate, cum să spunem, material și armonioase între, mă rog, între țări, între regiuni, între localități, orașe și așa mai departe. Vreau să mai observ, sau am observat și vreau să mai comunic acest lucru. La secțiunea 2, impactul socioeconomic, dar impactul social, este prevăzut ca județul Cluj să fie în 2050 regiunea din România cu cel mai ridicat nivel al calității vieții. De ce am făcut aceste precizări? Pentru că, sigur, mai mult sau mai puțin fiecare dintre noi am contribuit sau nu la această strategie de dezvoltare. Și v-aș propune cândva, la un moment dat, pentru că sunt mai multe, să spunem, întrebări, sigur, eu voi vota și cred că și colegii mei, din ce am discutat, pentru a susține acest proiect, acest material, însă elementele pe care le conține sunt foarte, foarte importante și pentru noi și v-aș propune la fie separat, fie într-un nou ședință de Consiliu Județean, fie doar o întâlnire, să spunem, de dezbatere, de implicare, de susținere până la urmă și chiar de deschidere pe toate palierele acestei strategii, cred eu că s-ar impune atât între noi, consilierii județeni, cât și în comunitățile din județul Cluj. Poate chiar Consiliul Județean să realizeze, eu știu, o campanie de a aduce în atenția cetățenilor acest proiect foarte important, zic eu, pentru perioada imediat următoare, sau mă rog, pentru perioada până în 2030. Vă mulțumesc! Vă rog dacă mai sunt alte intervenții. Suntem de acord, domnul Cordoș, cu orice propunere aveți pe această linie, fără nicio problemă. Cred că toate partidele au interes să promoveze acest document. Eu cred că e un proiect și un document reușit. E făcut în colaborare cu Banca Mondială și cred că, dincolo de partide, pentru județul nostru, cred că este foarte important să avem această strategie. Sigur că la ea s-a lucrat mult, sunt
Sunt porțiuni probabil unde se poate îmbunătăți, de ce nu, dar cred că pe fond este bine că o avem și chiar vă invit să faceți o lectură, pe cei care n-ați făcut lectura din diverse motive, să faceți o lectură a strategiei, o să fiți impresionați de anumite elemente conținute în ea, după cum, sigur, sunt alte elemente care probabil s-ar putea îmbunătăți. E o direcție pe care noi am intuit-o pe termen lung pentru acest județ. Și eu cred că, dacă, fără falsă modestie, dar cred că, și poate că nu știu eu, poate sunt ignorant, dar cred că această țară, dacă ar fi avut de 30 de ani un astfel de strategie cu o direcție bine definită, pe care să o urmeze toate guvernele, indiferent de culoarea politică, probabil și fără să ne abatem de la ea, și asta nu însemna să se vândă partidele unele la altele, ci însemna să ai eficiență, coerență și să ai o țintă bine definită, probabil că era mult mai departe astăzi. Asta e o părere personală. România nu are un astfel de document și ar fi trebuit să-l aibă de părerea de 30 de ani. Și la fel cum s-a întâmplat în multe țări care au mers în extremă, au ajuns guvernele să fie chiar arestați, miniștrii care au refuzat să facă politica aprobată prin acte ale Parlamentului pentru coerența proiectelor, au refuzat pur și simplu pentru că ei proveneau din partide diferite. Mi-am zis că am citit la ceva țări din Asia, Malaezia sau undeva în zonă, unde realmente au fost obligați să aplice în tocmai acea strategie pe care tot Parlamentul țării a votat-o și pe care miniștrii trebuiau să o respecte. La noi, din păcate, vedeți, vine unul, pleacă altul și fiecare consideră că ceea ce s-a făcut înainte nu e bun și atunci o luăm de la capăt și, de fapt, noi stăm tot pe loc. De asta așa ca o paranteză. Deci cred că dacă țara ar fi avut o strategie coerentă și partidele să poată să discute frumos pe această strategie fără să fie asta considerată o trădare de electorat, ci mai degrabă o apărare electoratului atât timp cât această strategie vizează elemente de bază, spitale, autostrăzi și așa mai departe. Nu vreau să intru acum în amănunte. Cred că eram departe. Dar, repet, e o părere personală. Vă invit să-l citiți documentul dacă doriți și dacă vor fi propuneri, de ce nu putem să rectificăm și să revenim chiar completând această strategie. Cred că comisiei am dat cuvântul. Comisia e numărul 3. Da, am dat cuvântul comisiei. Ca atare vă supun la vot acest proiect. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Da? 29 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3, privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 233 din 2022, pentru stabilirea prețurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă pe anul 2023. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Comisia numărul 2, aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt alte intervenții. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 4, privind solicitarea de trecere a imobilului. Vă rog să mă scuzați, am avut ceva dificultăți tehnice, eram în transit vamal și aș vrea să rămână consemnat că nu particip la dezbateri și la vot la proiectul numărul 1, pe care oricum l-am ratat, și la 18C. Îți cer scuze încă o dată. Călintul lucru.
18 ce? Și unul, dar unul a trecut deja, sper că n-ați participat. N-am reușit, că n-aveam rețea. În regulă. Ca atare trebuie să modificăm și prezența sau este prins în prezență? Ca atare să ținem cont și de prezența domnului Tuluc. În regulă. Mulțumesc. Pentru majorități vorbesc. Da, domnul Tuluc, veniți sau plecați? Pe unde sunteți? Acum am intrat din Grecia în Bulgaria și veniți spre casă. A, veniți acasă. Da, da. Bine, da, da. Drum bun, să ajungeți cu bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. Am reținut, s-a consemnat prezența dumneavoastră pentru viitor la proiecte. Mergem la proiectul numărul 4, continuăm proiectul numărul 4, de fapt, cred că l-am citit parțial. Trecerea unui imobil înscris în cartea funciară 66581 Turda, din domeniul public al municipiului Turda, în domeniul public al județului Cluj. Este un proiect pe care l-am gândit în parteneriat cu primăria din Turda pentru a realiza acea centură de ocolire, nu vreau să greșesc, cred că prin sudul municipiului Turda. Dacă greșesc, îmi cer iertare. Există o porțiune de drum județean care vizează drumul nostru spre Ploscoș. Pe acea zonă mai există un alt drum care ține de municipiul Turda și care e o continuare a acestui drum. Și, practic, această centură care va deveni a orașului va merge mai departe spre Câmpia și va încerca să ocolească și municipiul Câmpia Turzii, existând deja un protocol între cele două municipii și Consiliul Județean pentru a încerca să realizăm pe finanțare europeană și pe sprijinul comun al primăriilor, respectiv cofinanțarea județului, dacă va fi nevoie, pentru acest obiectiv strategic pentru cele două municipii. Motiv pentru care am și promovat acest proiect, fiind de acord cu această susținere pentru municipiul Turda, ca de altfel pentru toate municipiile, inclusiv Dejul are cu noi un astfel de protocol pentru a face acea mini-centură de scoatere a traficului din interior. Motiv pentru care vă propun să votăm și să susținem acest proiect. E un pas important în ceea ce se dorește în final a fi realizat, respectiv această centură care să ocolească cele două municipii. Comisia numărul 4, aveți cuvântul. Comisia numărul 4, aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...32 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre 5. Pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Cluj numărul 222 din 2019 privind aprobarea organigramei statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj. Comisia numărul 1. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt intervenții aici. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Pentru proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Deci acesta a fost proiectul numărul... Să-l mai văd o dată, 5. Bun, 6.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 211 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Cluj în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ Special aflate sub autoritatea Consiliului Județean. Comisia numărul 6, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua tuturor. Comisia 6, aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog, dacă dumneavoastră aveți intervenții, vă rog să le faceți acum. Vot. Dacă nu sunt intervenții, atunci vă rog să pregătiți votul, cu mențiunea că este vot secret. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Da, 30, da? 30 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 7 privind aprobarea hărților strategice de zgomot elaborate pentru aeroportul internațional Avram Iancu Cluj. Comisia numărul 7. Bună ziua, comisia numărul 7 a dat aviz favorabil și am formulat o propunere să ne comunice aeroportul planul, calendarul pentru realizarea planului de acțiune pe care l-am primit pe e-mail. Deci aviz favorabil, comisia 7. Regulă? Mulțumesc, dacă sunt intervenții, am să vă rog să le faceți. Dacă sunt întrebări, de asemenea, să ved, nu știu dacă e cineva de la aeroport. Este. Înțeleg că este cineva care poate să și răspundă. Elena Muscă doresc să intervin pe subiect. Da, să verific înainte dacă într-adevăr avem pe cineva de la, de la noi, dacă nu o să pregătim pentru să fie la diverse reprezentantul aeroportului. Era conectat? Erau conectați, înțeleg că acum sunt ieșiți, dar revenim și la punctul diverse dacă doriți să adresați întrebări în mod direct, o să vă rog atunci. Da, voi adresa pentru că privește planul de acțiune care urmează a fi făcut și este foarte important. În regulă. Mulțumesc. În regulă, sigur că da. Dacă mai sunt întrebări sau intervenții pe acest punct. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Tot 29 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul numărul 8 privind aprobarea contului de execuție al bugetului general propriu al județului Cluj la 30 iunie 2023. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Domnule președinte, comisia numărul 2 acordă aviz favorabil. Mulțumesc, domnul coleg. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 9. Nu, scuze. 9. Proiectul de hotărâre numărul 9 privind rectificarea bugetului general propriu al județului Cluj pe anul 2023. Comisia numărul 2.
2, dar înainte de asta este un amendament pe care vă rog să-mi permiteți să vi-l enunț, respectiv un amendament care vizează apariția unor situații datorate unor condiții meteorologice de ultimă perioadă sau resa solicitări din partea primarilor de OAT-uri de perioada județului Cluj pentru sprijin financiar necesar remedierii unor daune cauzate de fenomenele meteorologice extreme, ploi, vânt, vijelie și așa mai departe. Astfel că pentru a putea să asigurăm o finanțare, am constatat că prevederile aprobate pentru anul 2023 privind veniturile proprii, da, la o analiză pe care am făcut-o, am constatat că prevederile aprobate pentru anul 2023 privind codul de venit la redevențe miniere, zic bine, doamna director, respectiv codul de venit 30.02, pot fi suplimentate cu o sumă care să ne permită, ca în trimestrul 3, să realizăm cheltuieli suplimentare, respectiv prin aceasta să suplimentăm inițial fondul de rezervă, urmând ca ulterior, sigur, să ajutăm aceste comunități locale afectate, așa cum spuneam, de condiții meteorologice extreme. Totodată, în contextul în care avem nevoie de o cofinanțare, vă informăm că s-a aprobat spre finanțare proiectul cuvind dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special. Am depus pentru număr de 11 școli speciale și am obținut finanțare, am și semnat contractul pentru dotarea cu echipament digital și materiale didactice și echipamente pentru aceste 11 școli speciale. Iar pentru asta vă propun aprobarea suplimentării cu suma de 3.680,47 lei, având atâta veniturilor proprii din PNR, cât și a cheltuielor la capitolul 65.02 învățământ, sens în care se impune o modificare corespunzătoare a articolelor din proiectul de hotărâre, respectiv 1, 2 și 3, precum și modificarea corespunzătoare a anexelor la acest proiect, respectiv anexele 1, 2, 3, 4 și 6, dar și completarea cu încă două anexe noi, respectiv 3 prim și 6 prim. Ca atare, acest amendament pe care vi l-am enunțat, îl și supun votului dumneavoastră pentru a putea ulterior să discutăm și pe urmă de proiectul în ansamblu. Dar pentru ca amendament vă propun aceste două, care de fapt sunt cuprinse două nuturi care sunt într-un singur, sau sunt două? Unul singur. Un singur amendament. Deci supun votului dumneavoastră acest amendament pe care l-am enunțat. PNRR, respectiv alocarea de sume pentru situații de urgență în cazul primăriilor, de fapt. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Scuzați-mă, e o eroare. Amendamentul, 31 de voturi pentru. Amendamentul a fost aprobat. Comisia 2, dacă sunteți. Oare, da? Ne auziți? Comisia 2, am să vă rog să interveniți pentru avizul comisiei. Da, aviz favorabil, domnule. Da, mulțumesc. Este un proiect important și aș vrea să-i felicit pe colegii mei, pentru că vizează în principal școlile speciale și aici am avut un timp foarte scurt și au făcut o muncă foarte bună, am muncit la aceste proiecte. Sigur că
Semnarea făcută la București într-o anumită zi, semnarea trecută a fost doar finalul și a fost acel cadru festiv pentru semnarea acestor finanțări pe PNR, le-ați adus dumneavoastră în toată România, dar colegii noștri și noi am reușit să depunem pe toate școlile speciale și tot ce am depus am câștigat pe PNR, ceea ce mă bucură că în sfârșit începem să vedem bani și pe acest vestitul PNR, pentru care ne certăm de atâția ani, dar încă n-am văzut bani din el. Dar sper într-un final să se și implementeze și să putem să spunem, da, uite, această școală, acest obiectiv s-a realizat din finanțarea aceasta pe PNR. Și la țară, dacă mergeți, vorbesc oamenii de PNR, cred că mi-este greu și mie să explic în esență cum vin banii și cum se decontează, dar toată lumea știe că se vor face toate la țară din PNR. De la drumuri, apă, canal, tot, acum e noua noastră poveste de câțiva ani cu PNR-ul, deci cred că încă până la alegerile următoare vom tot vorbi de acești banii posibili veniți pe PNR. Bun, deci practic în acest caz am și semnat contractele și sper cât mai repede să se poată intra în implementarea proiectelor, după cum și la celelalte proiecte unde am depus banii și încă nu am primit tot pe vestitul PNR, poate că vom reuși să obținem, dacă nu măcar pe planurile, pe programele operaționale sectoriale, care vor fi fie pe transport, fie pe sănătate, să luăm și de acolo ceva resurse. O precizare, deci, doamna președinte. Da, sigur, vă rog. Banii din PNRR vin dacă se implementează și reformele, că așa este construit programul. Deci va fi foarte important să implementeze reformele din PNRR și cu pensiile speciale se pare că avem încă o problemă. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat, că trebuie să implementăm reformele, dar cred că dacă continuăm să dezbatem cine trebuie să aibă pensie specială, magistratul sau polițistul, sau, să spunem, aviatorul, și tot dezbatem, probabil că nu le vom implementa niciodată. Acum vedeți că suntem cu ele la Curtea Constituțională. Vă imaginați ce soluție va fi, că doar nu suntem copii? Și atunci... vom continua în această dezbatere cine anume are dreptul și de ce. Deci, de acord cu dumneavoastră că trebuie făcute acele reforme. Și riscăm să pierdem bani importanți pentru comunități. Din cauza acestei dezbatere. Eu sper ca ele să se închidă odată și să înțeleagă toată lumea că, de fapt, se pot rezolva simplu printr-un act normativ pe care să îl poți și implementa ulterior, pentru că dacă tu dai acte normative în Parlament care ulterior sunt declarate neconstituționale, degeaba le-ai dat. Adică ai pierdut încă nu știu câte luni ca să se demonstreze ceva ce știai din start, că nu se poate să interzici dreptul la muncă la un om, chiar dacă e pensionar, dar poți să-l impozitezi sau poți să faci altceva, dar nu se interzici dreptul la muncă. După cum în cazul celorlalți trebuie și știm cu toții care am făcut dreptul că e un drept câștigat constitucional care nu poate fi anulat pur și simplu, ci se pot găsi alte modalități prin care să-l stimuleze să muncească și să nu neapărat să stea la pensie, dar nu să-i interzici dreptul acesta. Dar sigur că mințile luminate se duc la capitală și ei acolo gândesc astfel de soluții și atunci noi nu trebuie decât să stăm să aplicăm ceea ce spun dânsii, nu e așa. Bun, revenind la proiectul numărul 9. Dacă legat de proiect sunt intervenții. Bună ziua, domnul președinte, eu nu sunt Florea de la USR, aș avea o intervenție. Vă rog. Se pare că astăzi avem un dialog cu... O să am probleme cu colegii mei din partid, o să-mi spună că o scând simpatizant USR. Da, sper să continuăm dialogul și în continuare și inclusiv la intervenția mea de acum. Mi-aș fi dorit ca acest proiect de rectificare să fie despre școli speciale și PNRR, dar dacă îl citiți, se vede clar că proiectul este de fapt pentru creșterea salariilor în aparatul de specialitate. La care din ea? Se alocă o sumă de 4.200.000. Dacă suntem la PNRR? Nu suntem la PNRR, suntem la proiectul de rectificare de buget. Dar pot accepta parțial și această susținere, mai cu seamă că noi am limitat veniturile acum un an la 5% creștere, în condițiile în care
Dacă îmi permiteți, 15%. Dacă îmi permiteți să vorbesc și sigur, după aceea continuăm. Deci, ideea în felul următor, nu putem să acoperim dezastrul guvernării PSD, PNL prin măsuri populiste, nu asta e calea. Nu se pot împărți oamenii în cetățeni de rangul 1 și cetățeni de rangul 2, adică nu putem să creștem salarii pe seama scăderii altor salarii. Astăzi se discută la București creșterea impozitelor pentru construcții, agricultură, IT, TVA, proprietăți și așa mai departe, IMM-uri și așa mai departe. Asta în condițiile în care în 2022 salariul mediu în sectorul public în România este cu 32% mai mare decât cel din privat pe net și cu 38% pe brut. E cea mai mare discrepanță în UE, unde diferența este de 8%. Totuși, la un serviciu public mai calitativ. Datoria țării este astăzi la cea mai mare valoare după Revoluție, la 700 de miliarde de lei și crește în fiecare zi. Deficitul bugetar a ajuns la 37 de miliarde pe primele 5 luni ale anului. Până la finalul anului poate se vor apropia de 100 de miliarde. Ne afundăm și mai mult în mocir la datorie. Soluția nu e să creștem taxele pentru a crește salariile, dacă îmi permiteți. Asta ce facem? Domnul coleg, îmi permiteți să vorbesc? Da. Păi ce facem? Campanie electorală aici pe platforma? Nu facem campanie electorală? Pe cum nu facem acum? Ce vreți să spuneți? Vă rog frumos să ne respectați dreptul. Stimate domn, de fiecare dată faceți asemenea afirmații care unele poate nici nu sunt fondate. Am înțeles. Aveți asta, dreptul după aceea. Domnul președinte. La guvernare, să din asta ce făceați? Domnul președinte, ne permite să vorbim, să mai intrăm într-un dialog necivilizat. Cum vedeți că cum reușim să stabilim reguli democratice, cum ne certăm? Da, lăsați-mă să vorbesc. Nu, lăsați-mă să vorbesc, termin imediat și apoi sigur puțin intra în dialog. Dar eu v-am lăsat în cer iertare, eu chiar v-am lăsat. Nu. Ok, da. V-am lăsat să vorbim. Mulțumesc foarte. Domnul Florian, nu vorbiți, că văd că citiți despre ceva. Exact, asta am vrut să remarc și eu. Asta citiți ce vă dă cineva. Nu vorbim din propriile acum, iară, cred că le pregătește înainte, domnul coleg, că îi le dă cineva. Încercați să detonați. De pe net. Dar PNR-ul a făcut și dumneavoastră în mare parte atunci prin ministru, colegul nostru care a fost în momentul respectiv atunci. Și vorbeați de Eu nu vorbeam de PNR-ul. Degeaba încercat să denaturați discuția. Am observat această strategie la dumneavoastră, e foarte frumoasă, dar nu funcționează. Eu vorbesc de strategia dumneavoastră, care fiecare consilier județean pe rând. Domnul Florea, puteți să concluzionați? Dacă mi-ar permite. Am înțeles acuza la adresa guvernului, dacă puteți concluziona. Dacă mi se permite cu siguranță în 30 de secunde. Dar uitați că reușiți să enervați pe colegii noștri și nu departe de mine. Gândindu-mă dacă îmi permit într-un minut aș concluziona și poate să voteze cum doresc. Vă rog să concluzionați atunci. Da. Ce vreau să zic e prin acest proiect, dumneavoastră ne propuneți ca bruma de bani adunată la buget din dividendele de la aeroport să alocați creșterii de salarii. Unde este echitatea? Unii români sunt mai speciali decât alții. Și ok, anul ăsta alocați. Dar la anul, de unde vă aloca bani pentru creșterea de salarii sau pentru plata acestor salarii? Dividendele de la aeroport poate vin, poate nu vin. Nu putem avea o creștere permanentă. SRE-ul vine și ne spune cum să facem. Facem alianță cu SRE-ul de la anul. Nu putem avea o creștere permanentă de cheltuieli pe baza unor surse care nu sunt permanente. Da? Păi, asta și dumneavoastră știți, dacă ați citit un pic economie, dar ar trebui să știți și ce vorbesc eu aici și să nu interveniți numai ca să faceți glume, cum faceți la fiecare ședință. Ca și concluzie. Domnul Florea, ați concluzionat? Da, ca și concluzie. Noi nu putem susține proiectul rectificare propus. Suntem de acord cu celelalte măsuri care ar putea fi implementate prin acest proiect, dar solicităm ca să nu se aloce suma de 4.200.000 de lei pentru creșteri de salarii. Mulțumesc! Domnul coleg, pot fi de acord parțial cu ce spuneți dumneavoastră, mai cu seamă legat de măsurile de creștere a impozitelor și a taxelor într-o perioadă de criză și în care, evident, prin acestea ai putea să și lovești în mod special, practic, mici întreprinzători, persoanele active. Poziția mea a fost și public exprimată, mai cu seamă că sunt reprezentantul unui partid liberal care în niciun caz nu poate susține mările taxe și impozite. Într-o perioadă de criză aici pot să vă dau dreptate că în niciun caz noi ca și partid n-am susținut și nu vom susține această mărire de taxe și asta au spus-o cam toți oamenii și cei care au luat, să spunem, un punct de vedere sau o poziție legat de acest subiect. Acum, legat de ce spuneați dumneavoastră, este incorrect să puneți
în contrapartidă rectificarea bugetului și aprobarea sumelor pe PNR, rectificările prin, pe care o facem din aceste venituri suplimentare și să le legați de faptul că luăm banii de la, de la aceste entități și le dăm salariaților, pentru că eu cred că și salariații au aceleași drepturi și beneficiază mai cu seamă de aceste măriri. De ce? Pentru că noi am crescut cu moderație acum un an salariile doar cu 5%, când era creșterea de 15%. Am temporizat această creștere pentru a vedea cum evoluează veniturile și sigur acum că bugetul nostru permite, cred că e un drept și aici un drept câștigat de, prin lege de către salariați și de acesta a fost și motivul pentru care am fost de acord să creștem aceste salarii în limita, repet, pe care alții au crescut acum un an. Ca atare, aș putea spune că sunt două adevăruri pe care dumneavoastră le-ați spus și le-ați construit în scop, sigur, politic, într-un discurs politic, încercând să arătăm că prin mărirea de taxe de la firme, noi dăm salarii la angajații statului. Ori asta nu face decât să fiereze mai departe categoriile socioprofesionale. Eu sunt de părere că este loc și pentru funcționari care trebuie să plângeze de ceea ce prevede legea, dar pe de altă parte, într-adevăr, să protejăm și prin menținerea impozitării cât mai jos, mai ales în perioada de criză, în niciun caz să crești taxele și impozitele pentru societățile în care oamenii muncesc și aduc bani la bugetul de stat. De asta spuneam că nu am o problemă cu punctul ăsta de vedere, atâta timp cât, pe de o parte, se protejează și firmele, ceea ce noi, Partidul Național Liberal, susținem și nu ați văzut că există chiar o ceartă în guvern pe această temă a măririi taxelor, pe care sigur PNL-ul nu acceptă, dar pe de altă parte nu pot să nu accept și propunerile venite din partea sindicatului și a analizei bugetului, care îmi demonstrează că putem să ne ducem în limita legală pe care puteam să o facem sau ar fi trebuit să o facem încă de acum un an și nu am făcut-o. De aceea spun că sunt două adevăruri spuse într-o formă în care sigur dumneavoastră ați gândit această chestiune electorală, dar nu sunt deranjat de asta, pentru că e firesc fiind dumneavoastră un partid în opoziție să faceți asta. Dar am vrut să fac această explicație și să spunem oamenilor că în niciun caz nu luăm banii la privații din județ ca să-i dăm celor 200 de angajați, 200 sau cât sunt în total de la Consiliu, cu o creștere pe care, repet, inițial trebuia făcută la 15% și am făcut-o doar la 5% anul trecut, plafonând practic creșterea salariilor, pentru că situația economică nu permitea. Ok, bun. Cu asta cred că am lămurit problema aceasta și că nu aducem în prejudiciu nimănui. Dacă mai sunt intervenții la acest proiect numărul 9. Domnul președinte, aș mai avea o precizare în atenția colegilor dumneavoastră. După cum se vede, v-am ascultat, la fel și colegii mei, și nu v-am întrerupt. Ne dorim același lucru să se întâmple și când avem noi intervenții. Pe de altă parte, vorbiți foarte frumos de liberalism, însă se pare că ADN-ul se transformă din ce în ce mai mult către stânga, vorbesc de ADN-ul PNL. Asta probabil și prin prisma alianței de la guvernare. De taxe, de creșterea taxelor, se discută de 3-4 luni de zile, se ceartă PSD cu PNL, dar din păcate, într-o săptămână, două, o să vedem că totuși vom avea parte de creșteri de taxe în ciuda acestui circ mediatic care probabil e menit să ne obișnuiască cu ceea ce o să se întâmple. Sunt convins că este nevoie să ne gândim și la oameni și aceste creșteri de salarii pe care dumneavoastră le doriți pentru angajați ar fi trebuit să rezulte în urma unei eficientizări a activității, nu prin alocarea de sume suplimentare, pentru că la anul, deci anul ăsta alocăm 1 milion de euro pentru 5 luni, la anul va trebui să alocăm 2 milioane pentru tot anul. Și de unde vom lua acești bani? De la investiții? Deci noastră ați propune ca acești bani să nu-i alocăm astăzi, da? Ca să înțeleg poziția dumneavoastră. Da. Adică nu sunteți de acord cu această mărire de 10% pe scurt? Da. În regulă. Bun. Păi, asta repet, este absolut opțiunea dumneavoastră. Eu cred că atâta timp cât există o lege dată de Parlament și care sigur a gândit în momentul în care a emis această sau a votat această lege, cred că putem să ne încadrăm și noi acum, după un an de aproape întârziere, în această limitare de maxim 15%, repet, pe care în momentul în care a apărut legislația respectivă nu am putut să
o alocăm. Cred că prin aceasta nu luăm niciun ban de la privat ca să dăm, pur și simplu este o gândire asupra bugetului pe care noi ne-am asumat-o la nivelul județului și atunci în această logică cred că trebuie privit acest proiect. Dacă mai sunt intervenții. Dacă îmi permite, domnule președinte, să răspund și la domnul Florea. Vă rog. Apreciez și eu grija USR-ului prin vocea domnului Florea legat de grija pentru ADN-ul PNL. Dar să nu-și facă grijă domnul Florea, pentru că colegii din PNL își duc ei grija. Deci să nu-și facă probleme legate de PNL în ceea ce privește partea politică. Ei să urmărească fatidica cifră 5%. Mai mult de atât, strategia lor legat de, în formă, de ședințele de Consiliu Județean în format electronic, deja cunoaștem cu toții și știm că fiecare pe o anumită branșă intervin și susțin tot felul de discursuri de-astea populiste ca să iasă în evidență. Deci se știe asta, am văzut-o cu toții și ne dăm seama despre acest aspect. Mulțumesc! Da, mă rog, dacă mai sunt intervenții. Domnul președinte Alexandru Cordoș. Vă rog, domnul Cordoș, dacă și vreau să spuneți că nu susțineți creșterea de salarii, cred că atunci închid microfonul și mergem să bem o bere. Nu, eu vreau să... Nu pot, că m-au provocat colegii de la USR și trebuie să spun și eu câteva cuvinte, deși în Consiliul de Seară am convenit cu toții că încercăm să nu polemizăm foarte mult, însă vreau să-l întreb pe domnul Ionuț, Florea sau pe ceilalți colegi, în legătură cu Partidul Social Democrat, ce nu-i place, dar probabil că o să discutăm în campanie mai mult. Iar dacă avea grijă de problemele cetățenilor, problemele angajaților, este o problemă care ține doar de stânga, eu mă bucur, dar nu cred că este așa. Și dânsii se erigează în susținătorii diverselor probleme. Așa că eu susțin orice posibilitate. E clar că întotdeauna trebuie să fim atenți de unde luăm și chiar dacă suntem de stânga să nu afectăm niciodată dezvoltarea și investițiile. Însă eu sunt convins, am văzut, Consiliul Județean, colegii care au lucrat la aceste proiecte au fost atenți la aceste lucruri și susținem acest proiect și cu siguranță o să avem timp să dezbatem și celelalte aspecte politice, pentru că anul viitor vom avea foarte mult de lucru cu toții. Mulțumesc! Domnul Cordoș, dacă îmi permiteți... Nu am înțeles dacă dumneavoastră, sigur vă dau cuvântul, dacă dumneavoastră susține sau nu proiectul, asta era ideea, că sigur, în regulă. Faptul că așteptați dumneavoastră să vă spună domnul Florea ce nu vă place la ce îi place la PSD, cred că e pierdem vremea. Nu-i place nimic. Domnul președinte, domnul Cordoș, dacă vreau să... Cum nici nu ne place aproape nimic de la USR, care sigur ați explicat de ce. Dar asta nu înseamnă că nu putem să dialogăm. Da, nu. Stimate coleg, dacă voiați să ajutați așa de mult cetățenii României, trebuia să rămâneți la guvernare. Nu să părăsiți guvernarea ca și lași. Da, nu, haideți că intrăm într-o altă, acum intrăm într-un altă, da, altă seară și o să ne trezim. Domnul președinte, haideți. Nu o să-i răspund domnului Cordoș și numai o secundă aș vrea să-i mai spun domnului Cordoș și eu am terminat. Îmi facem fiecare o declarație politică. De asta am intrat în politică. Da, sunt declarații politice, da. De asta am intrat în politică pentru cetățeni, cei care suntem în USR. Grija pentru cetățeni poate fi arătată și prin măsuri care să fie eficiente pe termen lung. Nu creștem salariile acum cu 10%, la anul avem inflație de 15%, mai creștem salariile cu 15%, mai avem inflație de 20%. Sunt multe lucruri care se pot face în mod eficient. Mulțumesc! Da, am și eu o replică pentru domnul Cordoș, dacă îmi permiteți. Am zis atacat, domnul Iepure. Că a zis că am ieșit de la guvernare, am fost scoși de la guvernare de către colegii dumneavoastră, domnule Cordoș, și se pare că vă place mai mult să guvernați cu PSD-ul decât cu USR-ul. Da, viața merge înainte. Evidența este alta, dar mă rog. Zi frumos. Bun, acum, stimați colegi, știți prea bine că această lege cu privire la salarizarea
se chema cu salarizarea unitară la nivelul țării, s-a dat acum mulți ani, nu vreau să greșesc. Sper să nu, să nu ne dăm seama că și USR-ul a fost atunci la guvernare. Sper. Deci a fost o lege care a stabilit niște plafoane de creșteri, știți prea bine, în care, pe drept cuvânt, oamenii din administrație au cerut mărirea de salarii. Nu e nimic rău în asta. Într-adevăr, atunci s-au stabilit acele plafoane, acum am ajuns la acest plafon în care eu, ca și conducător de instituție, dacă găsesc resursa financiară și dacă din analiza activității funcționării instituției realizez că prin asta pot stimula mai bine oamenii să lucreze proiecte europene mai bine, să avem rezultate mai bune, de ce nu să atragem mai mulți bani europeni, am considerat că această creștere este limita plafonului prevăzut de lege. Acum, sigur că dumneavoastră, în ceea ce privește mediul privat, aveți dreptate și eu vă susțin în totalitate punctul de vedere, de altfel și eu am exprimat public astfel de puncte de vedere cu privire la necreșterea taxelor pentru întreprinderi, pentru societăți, pentru persoanele active, pentru că nu duce, asta spun specialiștii, am văzut și am citit mult pe tema asta, nu va duce la o creștere a banilor la bugetul de stat, ci din contră, va duce o economie neagră și așa mai departe. Deci sunt de acord și eu că nu poți să crești taxele și impozitele la privat, ca de acolo sigur să mergi și să dai banii la funcționarii publici. Sunt întru totul de acord că aceste taxe și impozite pe care PNL-ul le susține și s-a exprimat prin vocea președintelui, mai mult de atât prin vocea cui să se exprime, spune foarte clar, nu vrem măriri de taxe și impozite. Acum, că dumneavoastră știți dinainte că se vor întâmpla peste o săptămână, două, trei, eu nu pot să știu asta. Dar sigur că în viață să nu spui niciodată. Nu știi ce se întâmplă. Noi avem această poziție clar exprimată, cum PNL-ul are într-o formă, dumneavoastră în altă formă, dar nu întotdeauna viața se întâmplă așa cum ți-o dorești. Dar politica noastră a PNL-ului este clar exprimată de a nu încuraja și de a nu crește taxele și impozitele. Asta este ceea ce militează PNL-ul în acest guvern. Problema este că noi nu guvernăm singuri, problema este că nu întotdeauna măsurile pe care tu le propui se pot duce până la capăt în această formă, da? Și atunci trebuie să accepți că în politică, ca și în viață, trebuie să ai dialog și să discuți cu celelalte partide care realizează o majoritate. Știți prea bine asta. De aceea spun că acum aduce discuțiile și a pune funcționarii cap în cap cu mediul de afaceri la care mărim impozitele pentru a da salarii mai mari, este neavenită și nu este corectă. Asta este punctul meu de vedere. Și PNL-ul, pe de o parte, susține mediul de afaceri și dorește menținerea impozitării la nivelul pe care l-avem, dar pe de altă parte susținem și funcționari motivați care se poată să facă performanță. Cam asta este punctul nostru de vedere. Dacă mai sunt intervenții. Domnul președinte, ați vrea că punem cap în cap mediul privat cu mediul, dar nu noi facem lucrul ăsta, ci dumneavoastră prin măsurile propuse. Adică deja este o diferență de salarii de aproape 40% între mediul privat și mediul public. O creștem și mai mult. Cum credeți că vor evolua lucrurile în continuare? Credeți că e etic să se întâmple lucrul ăsta? Nu trebuie să ajungem la un echilibru unde eficiența să dicteze creșterea de salarii și în mediul, și în mediul public? Mă rog, e o discuție lungă, dar noi nu puteți să aruncați așa cu vorbe că punem noi pe cineva cap în cap. Din contră, vrem ca lucrurile să se întâmple pe baze sustenabile și economia României să crească sănătos. Ceea ce se întâmplă acum, crescând pe de o parte taxele și impozitele și pe de altă parte crescând salariile numai într-o singură zonă, nu vom ajunge acolo unde ne dorim, ci vom continua cercul vicios pe care îl întreținem de ani de zile de subdezvoltare a României. Asta e concluzia. Mulțumesc. În regulă. Haideți că nu, oricum nu reușim să ajungem la un numitor comun. Eu vă propun să... Mai dacă mai sunt intervenții, să... domnule președinte, dacă îmi permiteți. Da, din nou v-ați simțit atacat, domnule Iepure? Nu m-am simțit atacat și vreau să zic că... Nu, vă rog. Așa cum a spus și colegul meu, domnul Florea, cred că ar fi oportun să aflăm aceste creșteri, dacă ni le permitem și să ni le permitem și să fie sustenabile pe termen lung, pentru că dacă găsim fonduri din surse provizorii la anul, vom avea o problemă. Și în plus, față de asta, cred că ar fi important să existe această echitate la nivel național, nu să punem, exact cum a zis noastră, categorii una împotriva celelalte, și ar fi important să găsim soluții
de dezvoltare a economiei. Da, am reținut. Dumneavoastră nu sunteți de acord să se mărească salariile în acest moment la funcționarii publici din Consiliu, am reținut subiectul, eu vă propun să mergem mai departe. Și este foarte important o eficientizare. Așa cum ați spus și într-un interviu în primăvară, ar trebui să găsiți soluții eficientizare. Când a fost în primăvară creșterea de salarii, la acel moment ați promis că veți găsi soluții pentru eficientizare. Nu știu, le-ați implementat, nu ne-ați făcut un update pe această chestiune. Să știți că am început asta și suntem pe drumul bun. O să vedeți inclusiv o parte de regândire internă și de reașezare a departamentelor în ceea ce înseamnă Consiliu și inclusiv o gândire pe tot ce înseamnă performanță și asigurarea de persoane în aceste unități de implementare, funcție de ceea ce au realizat în alte astfel de unități de implementare, respectiv de bani europeni luați. Încercăm să facem asta în fiecare zi. Și din acest punct de vedere nu suntem perfecți. Evident, aici mai e mult de lucru, dar dacă vă uitați pe banii atrași la nivelul Consiliului Județean și pe numărul de persoane care lucrează la aceste proiecte, o să vedeți că e un rezultat foarte bun. Nu că sunt colegii mei, dar realmente o să vedeți că suntem pe multe domenii în primul loc în țară sau acolo în față cu aproape toate. Dar vă dau dreptate că mai sunt multe lucruri de făcut. Și asta o să facem și o să lucrăm zi de zi. Dar pentru asta nu înseamnă că trebuie să spun nu la o cerere corectă care îmi dă posibilitatea, având această marjă până în 15% cu o lege în vigoare, să spun nu la această cerință a lor. Și nu o fac asta pentru a mă iubi mai mult angajații, ci o fac pentru că eu consider că merită asta și nu-i prima dată când se măresc salariile în administrația publică. Cred că cei mai bucuroși sunt domnii vicepreședinți care beneficiază de salarii mărite, așa cât nu atât funcționarii. Cred că acolo e bucuria cea mai mare. Da, glumesc. Da. Bun, dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, atunci... Știți cum este? În viață e bine să dai oamenilor dreptul pe care l-au și să nu-i frustrezi de drepturile pe care le au. Pentru că atunci acea eficiență de care vorbim s-ar putea să fie ineficiență. Și eu sunt de părere că atâta timp cât poți să faci, chiar dacă mai e de lucru la anumite capitole, că poți stimula oamenii și să-i faci să înțeleagă că aștepți și mai multe rezultate mai bune de la ei, cred că e bine să o faci și să nu aștepți la nesfârșit, că s-ar putea să nu ajungi la acea eficiență pe care tu tot o prognozezi. Asta este principiul meu pe care l-am aplicat și când am muncit în privat. Dar, în fine, nu înseamnă că ceea ce am aplicat eu este valabil pentru toată lumea. Bun, deci, în esență, eu susțin acest proiect, consider că legea ne dă posibilitatea să o facem, este un drept al oamenilor în limita prevăzută de lege, fapt pe care nu l-am făcut în urmă cu un an, motiv pentru care în această anvelopă vă propun să mergem cu această creștere. Dacă îmi permite, domnule președinte. Sigur că da, vă rog. Personal susțin și eu proiectul și implementarea acestui proiect. Mai mult de atât, argumentele și motivațiile pentru care le-ați adus sunt extrem de valide și pot implementa acest proiect. Și cred că și colegii mei din grupul PNL susțin, sunt sigur de fapt că susțin acest proiect. Mulțumesc. În regulă, dacă mai sunt intervenții? Bun, dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Suntem la proiectul numărul 9. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Vă propun să mergem la proiectul numărul 10.
Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean. Este o continuare, practic, a discuției pe care am avut-o și acest proiect, evident, și despre acesta s-a vorbit anterior, chiar dacă nu eram încă aici, de creșterea de salarii. Avizul, vă rog, comisia numărul 2. Aviz favorabil, comisia 2. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții pe care, dacă în altele decât ce am avut deja pe tema aceasta. Da, Adela de Hănescu, dacă îmi permiteți. Vă rog. Domnule președinte, deci v-am ascultat argumentele și sunt bune, sunt reale, doar că sunt scoase din context. Și aș putea acum să vin cu o argumentație citându-vă aproape motivele pe care le-ați avut într-adevăr anul trecut, momentul pe care l-ați menționat, când ați propus să strângem cureaua și vă reamintesc și dumneavoastră și colegilor și opiniei publice, era vorba de problemele care au existat în contextul pandemiei. În acel context, ați considerat că bugetarii din subordinea dumneavoastră este corect să fie solidar cu populația care a trecut prin pandemie și a avut atunci de suferit, inclusiv economic. La acel moment nu știa nimeni că va urma un război care ne va lovi și mai tare. Acum să susții toată argumentația cu drepturile salariale, care este corectă de altfel, pur și simplu scoate din context faptul că, odată în plus, toți ar trebui să fim solidari și să strângem cureaua în situația în care sunt, în situația în care prețurile au crescut, au explodat la alimente, la energie și așa mai departe. Este foarte frumos că există o anvelopă pentru anumiți cetățeni, însă eu cred că dacă ați fi argumentat exact cum ați făcut-o acum un an, exact pe același fundament care acum este practic propulsat de și întărit în sens negativ de război, ar fi fost o decizie mai justă. În regulă, dacă mai am reținut punctul noastră vedere, dacă sunt alte intervenții, deci colega noastră, de fapt nu mai spun eu, că ați înțeles fiecare de fapt ce a dorit. În esență, să nu creștem din cauza războiului apărut și a realității pe care o trăim. Cam asta e. Este un principiu pe care știm că îl susține, ci susține această solidaritate, sunt argumentele dumneavoastră și ar trebui susținute și cu această ocazie. Să știți că această chestiune cu războiul aș putea să o accept în măsura în care, de exemplu, dumneavoastră ca și consilier județean ați fi renunțat la mărirea de 10% pe care v-a dat-o legea la indemnizația dumneavoastră în acest an. Uite un exemplu în care aș fi putut să vă cred că sunteți realmente credibilă și serioasă. Au crescut în acest an indemnizațiile cu 10% la toți consilierii județeni. De exemplu. Și nu am auzit ca cineva dintre dumneavoastră sau chiar dumneavoastră, care sigur nu sunteți de acord cu asta, să spuneți că nu se justifică creșterea cu 10% pe motiv că este război în Ucraina. Mărturisesc deci, sincer că nu cunosc, am să mă consult. Puteți să mă credeți pe cuvânt. Puteți să mă credeți pe cuvânt. Mai mult de atât, acei 10% sunt donați pentru refugiați. Vă propun să mergem mai departe. Eu cred că e mai bine. La proiectul numărul vot 10, dacă mai sunt intervenții. Atunci vă propun proiectul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Voturi pentru, 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Vă rog să mergem mai departe.
Da, vă propun să mergem mai departe. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale unor angajați ai Teatrului de Păpuș Puc, începând cu 1 august 2023. Comisia numărul 2. Aveți cuvântul. Comisia numărul 2, acord aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții la acest punct. Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...26 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 12 privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului numărul 78 din 2017 privind structura organizatorică, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia numărul 5, aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții? Dacă nu, atunci vreau să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...29 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 13 privind modificarea HCG 99 din 2013 privind structura organizatorică, organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Mulțumesc, aviz favorabil, Comisia 5. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...31 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 14 privind aprobarea structurii organizatorice a organigramei a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Din nou aviz favorabil, Comisia 5. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții? O scurtă intervenție, domnule președinte. Vreau și eu să-i felicit pe cei de la managementul Spitalului din Borșa pentru implementarea acestui proiect, respectiv deschiderea unui ambulatoriu de specialitate acolo. Am discutat și cu doamna manager. Sperăm că rezultatele vor fi bune atât pentru comunitate, cât și pentru pacienții de servicii de acest spital. Mulțumesc! Da. Da. Mulțumim. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. ...31 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 15
privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Leon Danielo din Cluj-Napoca. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții. Vă auzim. Da, mă auziți acum? Da. De... da. Deci vă rugăm pentru proiectul numărul 15 să votăm. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Treizeci de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 16. Privind aprobarea protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Județul Cluj prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru implementarea proiectului Hub de Servicii MMSS, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Servicii de Inspecție Socială, asta am întrebat prescurtarea, MMSS, Ministerul, am spus ce reprezintă. Este un proiect prin care ministerul vrea să înceapă un fel de digitalizare la nivel de protocoale. Noi sigur avem și ghișeul unic care este în curs, așa încât pentru noi va fi foarte ușor să implementăm proiectul și o să o facem. De aceea și am considerat că e important să intrăm în acest parteneriat. Comisia numărul 5, aveți cuvântul. Mulțumesc, Comisia 5, aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt alte intervenții. Dacă îmi permite, domnule președinte. Sigur. Domnule președinte, în contextul tragediilor prezentate în spațiu public în diverse zone ale țării și având în vedere discuția despre digitalizare, cred că ar fi oportun să solicităm DGASPC să ceară la nivelul Ministerului Muncii implementarea unui, în platforma e-asistență socială sau într-o altă platformă digitală, a unui mecanism de raportare, inclusiv anonim, a situațiilor cu care se confruntă acești beneficiari de asistență socială. Și acest mecanism, pe lângă că e obligatoriu să fie disponibil, cred că ar fi obligatoriu să fie adaptat cerințelor pe care le au acești beneficiari și specificul acestei activități. Cred că ar ajuta să prevenim apariția unor astfel de situații. Dar n-am înțeles concret. Dacă se poate implementa, implementa în platforma aceasta e-asistență socială, dacă nu într-o altă platformă de digitală, un mecanism de raportare din partea beneficiarilor sau din partea aparținătorilor a situațiilor de risc. Adică cineva dacă observă o situație, cum au fost cele de la Ilfov sau din alte părți ale țării, să le poată raporta ușor DGASPC-ului care să le verifice. În regulă o să transmitem la doamna la DGASPC pentru a face mai departe această solicitare. Evident că suntem de acord. Ce vă pot garanta este că noi vom putea integra în ghișeul unic tot ce înseamnă aceste depuneri despre care vorbesc de ministerul acum la nivel de protocoale. Adică noi suntem mult mai avansați. Deja o să vedeți în curând și avizele date de inspectoratul Inspectoratul de pompieri, ISU, și de asemenea partea de Inspectorat de Stat în Construcții, partea de DSP și așa mai departe. În curând noi lucrăm la asta intens, după cum am spus acum 6 luni,
și nu ne abatem. Și veți vedea în curând alte instituții care vor intra cu noi în acest ghișeu unic. Sigur, aici unde ei nu au calculatoare, nu au aparat, este greu pentru că trebuie să cumpărăm noi, să le punem în dotare, să găsească personalul. Deci o întreagă nebunie, deși avem lege pentru asta, nicio instituție nu e pregătită și atunci de asta merge greu, pentru că noi trebuie să facem multe lucruri în locul lor și să le punem la dispoziție toate acestea. Dar continuăm și absolut și tot ceea ce înseamnă și acest proiect în care, repet, discutăm de protocoale, va fi prins în ghișeul unic. Însă surpriza va fi la anumite instituții la care nu v-ați fi putut aștepta că pot să meargă într-o astfel de avizare. Vă dau doar exemplu inspectorul pentru stații de urgență, în care veți vedea că și aici se poate să se emite astfel de documente în format electronic și lucrăm la asta în parteneriat cu dâns și ajutăm să facem toate aceste lucruri. Deci facem ceea ce spuneți dumneavoastră, trimitem, o să transmitem doamnei Molnar din înregistrare ceea ce ați solicitat, dar a vrut să vă spun și că noi vom avea o misiune foarte simplă, că vom putea incorpora în proiectul nostru amplu tot ce înseamnă aceste cereri, documente justificative, tot ceea ce înseamnă la nivelul protocolului din acest proiect de hotărâre care vizează strict mai degea SPC-ul. Vă dați seama că noi suntem deja la faza în care lucrăm cu toate unitățile avizatoare doar în materie de urbanism. Vă dați seama câte sunt doar pentru avizele la autorizație. Sunt 5, 10, 15 de instituții la care de asemenea lucrăm pentru a le emite în format digital. Deci lucrăm la asta și vom face ceea ce spuneți. Vom trimite, întorcându-ne la proiectul numărul 16. Dacă mai permit precizare. Am reținut, e un amendament concret sau doar e o... Nu e un amendament concret, pentru că nu vreau să modificăm proiectul astfel încât să poată fi implementat cât mai ușor. Ce este important la acest mecanism de care făceam vorbire este ca acesta să fie adaptat cerințelor persoanelor cu dizabilități. Și ghișeul unic ar trebui să fie adaptat persoanelor cu dizabilități, dar în special această parte de raportare ar trebui să aibă un specific aceste activități. Da, am notat și asta. Asta va fi transmisă tot la tot ministerului pentru a vedea exact ce... În regulă, am reținut și asta. Mulțumesc. Vom transmite mai departe. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, atunci vă spun să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Petru, aici trebuie să mergem. La Toscana. Aici e frumos. Peisaje. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 17 privind aprobarea acordului de colaborare între județul Cluj din România și regiunea Toscana din Republica Italiană. Comisia numărul 1, aveți cuvântul. Domnule președinte, comisia numărul 1 a vis favorabil. Mulțumesc, dacă sunt intervenții. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul. Vă rog să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Proiectul de numărul 18 privind încheierea acordului de colaborare cu Inspectoratul de Jandarm Județean Alexandru Vaida Voievod Cluj. Comisia numărul 1, aveți cuvântul. Comisia numărul 1, acord aviz favorabil. Mulțumesc, dacă sunt alte intervenții. Dacă nu, atunci vă rog să pregătiți votul.
Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Treizeci de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul 18A, privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 75 din 2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții, reabilitare termică și eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Comisia numărul 2, aveți cuvântul. Aviz favorabil, Comisia 2. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. Treizeci de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 18B privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiție, reabilitare energetică pentru corpul A de clădire al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, comisia numărul 2, aveți cuvântul. Și la acest proiect, comisia 2 acordă aviz favorabil. Mulțumesc, vă rog, dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră. Elena Muscă, vă rog. Cu privire la indicatorii tehnico-economici, am analizat în comparativ propunerea de hotărâre de Consiliul Județean supusă aprobării astăzi și hotărârea 93 din 29 mai și am identificat o diferență în la valoarea totală a investiției respectiv defalcată pe cheltuieli cu construcția, montajul și alte cheltuieli. Doar că această modificare nu este indicată în raportul de specialitate și ce am primit la acest proiect. În documentație se menționează faptul că trebuie abrogată hotărârea Consiliului Județean din mai, pentru că ministerul a solicitat în plus o anexă cu descrierea sumarea investiției care nu era inclusă și atât. Diferențele sunt după cum urmează. Avem la indicatorii valoarea totală a investiției conform hotărârii din 93 din 29 mai. Avem o valoare totală cu TVA inclus de 15.339.077 lei, iar acum apare valoarea de 15.969.656,56 lei, deci cu 630.000 de lei în plus. Iar diferența apare mai degrabă la alte cheltuieli cu proiectul, altele decât construcția și montajul. Acolo sunt diferențele. Cum au apărut aceste, cum se explică aceste modificări și de ce nu au fost cuprinse în documentația aferentă proiectului? O să rog pe doamna Gace, pe doamna secretar să încerce să răspundă. Este vorba de modificări ale procentelor pe deviz la diverse și neprevăzute. S-a modificat procentul și atunci se reflectă în tot devizul. În regulă, cheltuielile diverse și neprevăzute, atâta tot. Okay. Rugămintea este să menționați în documentație, pentru că nu reieșea. Este rezultatul, da, am înțeles. Deci este rezultatul unei recalculări, să înțeleg. Da, aplicării procentelor și finalizării proiectului tehnic. Mulțumesc! E vorba de actualizare la PT, spun colegii mei de la Direcția de Investiții. Dacă doriți și înscris, o să vă furnizăm și punctual? Nu, scris, doresc pe viitor să fie menționat acest lucru, pentru că dacă mă raportam la o simplă citire a documentației, nu observam această diferență. Trebuie să fac o comparație și am observat. Bine. În regulă, se rog și pe colegi să răspundă și să și îi facă colegii noastre dovada de unde vine această sumă. În regulă. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, atunci vreau să pregătiți votul. Vă rugăm să votați.
Votul s-a încheiat. Treizeci de voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Proiectul numărul 18C, privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului Cluj, județului Cluj pe anul 2023, comisia numărul 2, aveți cuvântul? Comisia numărul 2 acordă aviz favorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu, vă rog să pregătiți votul. Vă rugăm să votați. Votul s-a încheiat. De voturi pentru, proiectul a fost aprobat, mulțumesc. Mergem mai departe, proiectul numărul 18D, care este o informare. De asemenea, proiectul 19, care este o informare cu privire la dreptul de preemțiune. Cu privire la... Mai am alt punct, ăsta e tot. Dacă îmi permite o intervenție la 18D, la informare... De asemenea, 20 este o informare cu... Imediat, sigur că da. Informare cu privire la nivelul de asigurare a securității și asiguranței civice a comunității pe primele 6 luni anului 2023 și sigur la 21 puncturi diverse. Legat de punctele de informare, dacă sunt intervenții pentru punctele respective, vă rugăm. Suntem la punctul 9. De fapt, pe puncte și aici. Da. Punctul numărul 18D. Vă rugăm, dacă sunt... Da, domnule președinte. Pe lângă informările făcute, sunt alte elemente care se pot spune. Domnule președinte, și stimați colegi, deși au trecut mai bine de două luni de când presa semnala situația de incompatibilitate și de când, din păcate, s-a mai votat tot în stare de incompatibilitate bonusurile de la Agro-Transilvania, deși la acel moment domnul Iancu a recunoscut această stare de incompatibilitate în care se află și a afirmat că își va înainta demisia, până la acest moment nu a făcut acest lucru. Mai mult, din aceste răspunsuri, se pare că majoritatea și administrația Consiliului Județean dorește să amâne decizia până când Agenția Națională de Integritate se va pronunța. Cred că ar fi momentul să clarificăm această situație, care nu face cinste Consiliului Județean, și dacă este nevoie, PNL poate retrage sprijinul politic al domnului Iancu și dacă dorește să clarifice că nu tolerează incompatibilitățile. Domnule, acum am întrebat și pe doamna secretar legat de chestiunea asta. Vreau să vă asigur că în măsura în care într-adevăr există, eu sincer am așteptat o hotărâre definitivă de instanță, sigur am așteptat ani după care hotărâre de instanță, am avut situații în practică și vi le putem și arăta în care s-a spus la ani într-un fel și Curtea de Apel a venit și a spus altceva prin hotărâre legat de aceste conflicte de interese. E o chestiune delicată, e o legislație atât de stufoasă și sunt situații în care, repet, chiar dacă ANI a spus într-un fel, să spunem, a spus Curtea altfel sau din contră, ANI a spus că nu și s-a dus mai departe. Ce vă pot asigura este că eu am așteptat foarte mult, am așteptat o hotărâre judecătorească, considerând că aceea este cea care ar trebui să o punem în practică. De altă parte, eu și trei colegi din PNL nici de cum nu dorim să acoperim o persoană care într-o formă sau alta a fost, să spunem, în conflict de interese, dar încă nu este autoritate de lucru judecată aici. Ce vă pot asigura este că o să fac dincolo de sentințe și de ceea ce există, mai cu seamă sigur că domnul Iancu a recunoscut că și-a exprimat votul, adică nu e o chestiune care să o fie ascuns. Și o să fac o analiză împreună cu colegii mei și sigur și o analiză politică și vă asigur că grupul PNL nu încurajează și nu susține persoane care într-o formă sau alta au fost în astfel de situații și vă asigur că dacă vom ajunge la concluzia că din punct de vedere politic de această dată, pentru că juridic în niciun caz încă nu are o sentință, dar dacă vom ajunge la concluzia din punct de vedere politică, dânsul ar trebui să
se retragă din Consiliu, vă asigur că voi fi primul care o să-i cer să-și dea demisia. În niciun caz nu acoperim asta. Doar că încă nu există o astfel de sentință. Însă, repet, din punct de vedere politic o să facem această analiză în grupul PNL și sigur finalmente în partid și o să vedem în ce măsură acceptăm decizia până aici și nu ne interesează ce va da instanța, tocmai pentru ca politic să fie închis subiectul, sau mergem mai departe și așteptăm sentința respectivă. Dar în niciun caz nu acoperim astfel de situație, asta vreau să știți. Sigur, problema este că aceste sentințe pot să dureze și această situație planează asupra Consiliului Județean și din păcate ne afectează pe toți, în special grupul PNL, dar ar trebui lămurit. În regulă. O să analizăm politic și o să luăm măsurile cele mai bune, vă asigur de asta. Vă propun să mergem la punctul următor, care e o informare, de fapt. Aici nu cred că sunt discuții, că e vorba strict de dreptul de preemțiune și de... Da, și mai sunt la punctul 20 de asemenea o informare și am ajuns la punctul 21, care sunt diverse. Dacă sunt discuții la punctul diverse, vă rog să interveniți. Lena Muscă? Da, vă rog, doamnă. Pentru diversii aveam pregătită o intervenție, dar se adaugă și cea legată de hărțile strategice, așa că vă rog să-mi permiteți două intervenții. Pentru hărțile strategice de zgomot doream să vorbesc la punctul 7, dar nu erau prezenți cei de la aeroport sau cineva. Avem pe cineva alături? Da, văd în... Văd un domn de la aeroport care vorbește la telefon acum, dar sper să oprească și să putem să ne auzim. În regulă... Ne auziți, domnul? Cum se cheamă, domnul? Domnul Ciucă, ne auziți? Da, am să rog pe domnul de la aeroport să-și pornească microfonul. Noi nu vă auzim. Nu, nici acum nu vă auzim, doar îmi dau seama după buze ce spuneți. Microfonul dumneavoastră nu e pornit. Noi suntem auziți acolo la dumneavoastră? Bun, înseamnă că microfonul trebuie pornit de la dumneavoastră. Atunci voi începe cu cealaltă intervenție până reușești. Ah, perfect. Da, se aude. Pentru că am mai multe microfoane instalate și am selectat. Bun, deci domnul Ciucă, a fost o întrebare și o discuție în Consiliu legat de... Da, am auzit. M-ați auzit? Da, am auzit despre... Sau ați auzit? Exact. Și atunci colega noastră a cerut un punct de vedere din partea aeroportului și am să vă rog dacă aveți curs și concis un punct de vedere legat de întrebarea dânsei, să-i răspundeți punctual doamnei consilier. Am solicit... Da, spuneți. Da, avem... Deci era legat de planul de acțiune. V-am solicitat calendarul de realizare. L-am primit și în plus vă rog pentru răspuns să mai clarificați încă un aspect. Înțelegerea este noastră și a tuturor este că am votat aceste hărți strategice, este obligație legală, a fost realizată pentru anul 2021 pentru că așa s-a fost solicitat prin lege. Am avut un termen de realizare anul trecut, 30 iunie, a fost depășit din cauza întârzierilor în obținerea vizelor. Acum, din înțelegerea mea, aceste hărți vor fi publicate, urmând apoi să fie realizat planul de acțiune. Conform calendarului pe care l-ați trimis, în august-septembrie deja v-ați propus să realizați acest plan de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar. Întrebarea mea este cu privire la realizarea acestui, de fapt nu e întrebare, mai degrabă solicit ca la realizarea acestui plan de acțiune să aveți în vedere și date de actualitate, cel puțin pentru anul 2022 și primele ani anului 2023, pentru că anul 2021, pentru care s-a făcut aceste hărți strategice de zgomot, nu este reprezentativ. Și știm foarte bine că au crescut numărul de zboruri, inclusiv modificări ale orarului ca urmare a acestor modificări și, cine știe, poate inclusiv datele statistice privind populația, amplasarea clădirilor, sunt modificate. Doamna Muscă, aceasta este situația, drept pentru care vreau să întreb și să solicit în același timp să aibă în vedere să vină cu în plan să fie considerate aceste date statistice necesare pentru anul 2022 și primele luni ale anului 2023. Aveți în vedere acest lucru? Sigur.
conform legii 121 și conform normelor metodologice de aplicare și de elaborare a planurilor de acțiune. Aceste planuri de acțiune nu țin cont numai de planurile anterioare și de situația anului 2021, situația anului anterior, așa cum ține legea, cum spune legea, ele țin cont în principal de prognozele de trafic. Pentru că este făcut pentru o durată de 5 ani și prognozele de trafic sunt foarte importante în elaborarea planului de acțiune. Deci nu se lucrează numai cu datele anului anterior. Nu vorbim de prognoze, dar eu solicit date clare, reale, pentru că avem datele reale deja pentru 2022 și 2023, primele 6 luni. Tocmai se va lucra și cu aceste date și cu prognozele de trafic și am solicitat aprobarea hărților de zgomot în această ședință, tocmai ca să avem timp și pentru consultarea cu publicul, care este foarte importantă. Deci va fi organizată o dezbatere cu publicul după ce se vor elabora propunerile măsurilor planului de acțiune. Deci planul de acțiune nu va fi definitivat decât după consultarea cu publicul. Mulțumesc mult! Cu plăcere! Vă rog, dacă mai sunt întrebări pentru colegul nostru de la aeroport, dacă nu, atunci, sau alte puncte, alte subiecte la punctul diverse. Pot să continui acum sau pot să iau cuvântul după alți colegi ca să nu monopolizez momentul? Eu mai aveam o intervenție. Cum? Dacă sunt alți colegi care doresc să vorbească acum, dacă... Legat tot de... Nu, alt subiect, de astăzi. Bun, atunci mulțumim domnului de la aeroport pentru prezență și vă rog, dacă dumneavoastră pe alte subiecte aveți intervenții, vă rog să le faceți acum. Dacă nu mai sunt, atunci doamna Muscă este cea care dorește ultima. Aș avea și eu o întrebare, da. Vă rog să o faceți înainte și doamna Muscă să... Da, e o întrebare scurtă. Vă rog. Pentru că mi-a fost semnat în spațiul public, aș vrea să întreb dacă știți să fie avut loc discuții între reprezentanții OAT-urilor din județ și dacă Consiliul Județean este implicat în vreun fel în discuții privind relocarea, un plan de relocare a comunității de la Patar. Relocare, zic așa, în masă. Noi nu avem răspuns punctual, am și răspuns asta la... Bine, cine m-a întrebat, că am văzut că a apărut... Consiliul Județean nu are niciun atribut în sensul acesta și se știe că nu, noi ne ocupăm de astfel de cazuri de protecție socială. N-am avut și n-o să avem, nu avem niciun prezent. Cu alte cuvinte, nu aveam cum să stabilim noi nici un plan și să luăm nicio decizie legată de asta. E vorba de primării care răspunde astfel de situații. Am văzut, nu știu de unde a apărut în spațiu public această chestiune. Sigur, cineva o fi lansat această eroare, această informație greșită, că de fapt, să nu-i zic altfel, pentru că noi nu avem nicio competență, n-am niciun plan, nu avem niciun plan instituțional de a face mutări în masă, nici de a face și de a lua alte măsuri împotriva romilor de acolo, pentru simplu fapt că nu avem competență legală. Nu există competență legală în sarcina Consiliului Județean de a face asta. Regla, mulțumesc, am dorit să clarific. Am și răspuns cei care m-au întrebat din presă, că unii au scris și nu m-au întrebat, dar cei care m-au întrebat le-am explicat că nu suntem noi. Sigur, indiferent cine va fi și are această competență, tot primăriile sunt cele sau primele responsabile de această situație, pentru că așa e administrația noastră organizată. Dacă mai sunt intervenții. Dacă îmi permiteți și mie, Adela Dionis. Da, sigur, vă rog. Sper că nu v-am supărat foarte tare cu creșterea de indemnizație. N-am sesizat-o. Am două puncte. Adevăr, de mică, într-adevăr, da. Vă rog. În primul rând, o solicitare.
Dacă știți, sigur știți că am discutat de mai multe ori acest subiect despre un mecanism care ar putea fi mai bun pentru alocarea acelor sume de echilibrare a bugetelor locale din cotele defalcate. Și anul trecut am primit lista de proiecte din partea OAT-urilor foarte târziu, nu am putut să ne facem nicio impresie. Am spus să profit acum de ocazie să vă rog să transmiteți solicitările către primării de a ne trimite aceste liste de proiecte cu specificarea unor ierarhii sau priorități ale fiecăruia, deci lista, dar cumva prioritizată, și dacă ar fi posibil să ni le trimită până în octombrie. Astfel încât, până momentul când vor veni într-adevăr sumele de la ANAF, să avem o viziune și să ne facem o idee și, mă rog, discuția este în an preelectoral, poate delicată, însă trebuie să ne facem treaba în continuare. Oare m-ați auzit? Eu v-am auzit, doar că vreau să sintetez, să-mi dau seama ce anume, pe ce anume componentă doriți sau la modul absolut vreți pe anumite finanțări, pe la modul absolut toate proiectele primăriilor? Sau este solicitarea pe care o faceți anual, în urma căreia distribuiți acele sume care revin din cotele defalcate. Deci este pur și simplu solicitarea pe care o faceți în mod obișnuit către primării de a vă pune la dispoziție proiectele pe care pe urmă înțeleg că le analizați. Acest lucru s-a întâmplat anul trecut, însă foarte târziu, deci o zi înainte de ședința noastră. Și de aceea așa am rămas să solicităm anul acesta să ne fie transmise aceste liste mai repede și cred că octombrie este un termen realist. Da, sigur că noi le avem an de an, pentru că în funcție de acestea și alocăm sumele. Exact. Dar știți prea bine că cererile primărilor sunt mult mai multe. Deci, practic, noi acoperim poate că una din 5, una din 7, una din 3 proiecte. Știu. Dar o să, dacă doriți, o să vi le punem la 10 cele pe care le-am avut anul acesta, înainte de adică lista centralizată cu tot ce au cerut primările și din care noi am acoperit o parte. Și vreau să spuneți că pe anul următor să fie trimise de primar până în octombrie. Da, deci pe anul, da, exact. Deci, pe anul viitor, practic, exact. Ei erau obișnuiți, nu știu exact care este termenul, dar cred că vom avea sumele astea de la ANAF în jur de luna decembrie și dacă am primit aceste liste și cu proiectele prioritizate din partea primăriilor în octombrie, am putea să ne facem o idee, poate să discutăm, cum spuneam, este un deziderat pe care l-am exprimat și anul trecut și dacă solicităm acum, cred că este fezabil să le primim în octombrie. Vom face asta, vom trimite către domnii primari și sper să primim în timp aceste liste de proiecte. Mulțumesc! Și punctul al doilea, da, mai am un punct, da, aș dori să profite prezența, dacă mai este încă alături de noi, domnul arhitect Salanță, și să clarificăm care este situația cu certificatul de urbanism al drumului expres dintre Tureni și autostrada A3. A apărut deja în presă și am zis că profită situație să clarificăm dacă este încă în vigoare certificatul de urbanism sau a expirat sau a fost prelungit sau urmează să fie emis altul. Nu este, dar o să verific și o să vă comunicăm. În primul rând să vedem dacă noi suntem competenți să-l emitem și abia pe urmă dacă mai e în vigoare. Da, a fost emis de către noi februarie 2021 și o să vă răspundă colegii mei de la urbanism după ce închidem emisiunea. După ce închidem. Mulțumesc atunci. Transmisiunea, scuzați-mă. Atât a fost, mulțumesc. În regulă. Dacă îmi permiteți o intervenție. Dacă mai sunt intervenții, vă rog. Aș avea eu o intervenție, domnul președinte, dacă îmi permiteți, foarte scurt. Da, vă rog, și domnul Iepure era, nu? A. Ok, Mihai, dacă mă lași un pic, în terminat. Aș vrea numai să aduc în atenția... Îmi place că vorbiți dumneavoastră, colegii de la USR, vorbiți prin intermediul nostru, ceea ce e foarte interesant. Da, asta... Nu vă lasă la partid să vorbiți? Fiind online sau ședința, nu suntem... Se vorbește prea mult și la partid. Da, vă rog, domnul Florea. Okay. Aș vrea numai să aduc în atenția dumneavoastră rugămintea cetățenilor din satul Cheia, comuna Mihai Viteazu, de a lua măsuri cu privire la decolmatarea rigorilor aflate pe drumul județean 103G.
la nord de satul Cheia. Dânsii spun că acele rigole nu mai fac față volumului de apă. După pod, da? Da, da, da. Acum eu nu am fost exact acolo. Situația ne-a... Cunosc eu, da. De la podul peste Arieș până sus în vârful, în Cheile Turzii. Zona de case. Da, cunosc zona, e regulă. Să aveți în vedere eventual o rezolvare. O să vorbesc cu colegii noștri să... Da, bine, da, da. Bine, mulțumesc. E un drum în pantă, într-adevăr, și când plouă acolo au mai fost probleme în alți ani. Dacă nu sunt rigolele curățate, trece apa și intră în curți, că e în pantă și cu curbe. Am înțeles, ok. E drumul care leagă Moldoveneștiul de Cheile Turzii sus și unde se întâlnește cu celălalt drum care vine din Sândulești. E drumul județean, care e asfaltat, practic. Da, e asfaltat, am primit niște poze de acolo, da. E clar că apa nu are pe unde circula, că rigolele respective sunt înfundate. Am notat, în regulă am notat problema. Știu probleme. Drumul, am notat, o să-i trimit pe colegii noștri de la întreținere, să sperăm că vor și merge. Bine, mulțumesc. Vă rog, mai era doamna? Sau cine? Domnul? Dacă îmi permiteți, și mai aveam eu și Elena mai solicitat o intervenție. Haideți, vă rog, haideți, interveniți. Domnule președinte, doresc să discut o situație semnalată în spațiu public legată de spitalul de copii. Pacienții internați în saloanele nerenovate de la pediatrie 1 reclamă condiții de spitalizare din aceste saloane și inclusiv apariția de gândeci. Având în vedere situațiile semnalate și acum și în trecut, precum și refuzul managementului spitalului de a accesa fonduri private pentru renovări anul trecut, dacă vă aduceți aminte, propun să avem o întâlnire a Comisiei 5, Comisia de Sănătate, la spital, să constatăm situația și să vedem cu ce putem să-i ajutăm. Cred că este necesar să avem condiții decente de spitalizare și până se finalizează proiectul spitalului monobloc. Am pus un link pe grupul pe care sunteți și dumneavoastră și o să-l pun și pe grupul Comisiei de Sănătate, să vedem care e situația semnalată de către pacienți și să vedem ce soluții putem să găsim. Da, sunt de acord, fără nicio problemă, să puteți să intrați în contact cu cei din conducere, să, de ce nu chiar să mergeți și să vedeți situația din spital, fără nicio problemă. Dacă lucrurile sunt, sigur, am văzut și eu în revista presei subiectul și într-adevăr, dacă aceste lucruri au fost și sunt, într-adevăr îmi cer iertare pentru cei care au avut de face cu acel incident, ce vă pot asigura este că, și știți asta prea bine, de când suntem în acest mandat și nu numai am susținut cât am putut de mult spitalele și am investit cât de mulți bani am putut în spitale și dumneavoastră ați văzut doar proiectele, că am venit cu ele în față, pe lângă cele europene, alocările de bani pe care știți prea bine că le-am făcut în acești, numai doar în acești 4 ani. Deci, cu alte cuvinte, bateți la o ușă deschisă, pentru că sunt un susținător al investițiilor în sănătate. Dar sigur, poate că unele nu sunt făcute cu cap de manageri de acolo, sau poate că nu sunt bani suficienți și în acele clădiri vechi, mai ales pe care le avem la spitalul de copii, oricâți bani ai băga în acele clădiri, tot nu se vede rezultatul dorit. De aceea, sigur, cu toți am fi dorit să avem spitalul monobloc mai repede, dar având în vedere că a fost scos din PNRR... Insist aici iar la toate grupurile politice și cred că de această dată cu toții înțeleg necesitatea spitalului de copii de care tot vorbesc de atâția ani și indiferent dacă suntem în opoziție sau la putere, ne dăm seama cât de important e și acest spital de copii și sper ca la nivelul guvernamental să înțeleagă cât de important este să facem un spital nou în care să ai toate condițiile de a oferi servicii medicale prompte și de specialitate. Domnule președinte, deci, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, sunt de acord să intrați în legătură cu, dacă doriți, să vă asigurăm și sprijinul din partea aparatului pentru această comisie de sănătate a consilierilor și de asemenea sunt de acord să invitați pe domnii conducerea de acolo, să chiar să mergeți la fața locului pentru a vedea exact ce este în spital, în general și în această secție în mod special. Ca să vă răspund punctual la solicitarea dumneavoastră, care asta era, de a putea să vedeți, să mergeți. Solicitarea era să ne întâlnim Comisia de Sănătate și să mergem la fața locului să vedem care este situația. Și cu ce putem să ajutăm această perioadă de tranziție. Și vreau să spun încă o dată că grupul USR a susținut întotdeauna proiectele legate de spitale și când eram la guvernare, ministrii sănătății de la acel moment au susținut și proiectul
centrului de transplant și spitalul monobloc, care au fost incluse în PNRR. Eu zic să continuăm, să finalizăm într-o notă de armonie. Nu mă provocați cu miniștrii sănătății de la USR, că o să vă spun eu ce au făcut miniștrii USR, dar nu cred că acum intrăm iar într-o polemică, pentru că în realitate n-au făcut nimic pentru Cluj și miniștrii sănătății de la USR, chiar nimic, ci s-au concentrat să schimbe politic managerii de spitale, să se certe între ei și după aceea să vină, să ni se impună o doamnă din Oradea, ca și cum Clujul n-ar fi avut specialiști în condus spitale și așa mai departe. Știți prea bine la ce mă refer. Doamna profesor era profesor chiar la chirurgie vasculară vis-a-vis de management. Exact, n-am fi găsit. Cât e Clujul ăsta de mare, n-am găsit. Este din Cluj, reiterez, da, profesor. Numai pe doamna care avea pilă pe la minister. În fine, haideți să nu... Nu asta am vrut să spun, ci... Știm foarte bine că în lista inițială a spitalelor din PNRR au fost incluse cele două. Sperăm că cel puțin spitalul monobloc va fi inclus în POS. Cu toții ne dorim asta și facem demersuri zi de zi pentru a putea să fie unul sau două, atât centru de transplant, cât și spital de copii, cât și celelalte, toate. Cu toții ne dorim să se întâmple asta. Și vă asigur că în fiecare zi fac asta și de aceea spun că toate partidele care au reprezentanți în Parlament și chiar dacă nu sunt la guvernare, pot să facă lobby la Parlament. Nu ați aveți un membru din USR care chiar face mult lobby pentru spitalul de copii și pentru centru de transplant la București. Și ceea ce mă bucură, să facă toți acest lucru. Nu cred că există cineva în acest Consiliu Județean să nu-și dorească, indiferent cât de mult îmi place mie de dumneavoastră, în mod personal sau dumneavoastră de mine, important este să obținem finanțarea pentru acest obiectiv. Deci, dacă doriți să mergeți și să faceți întâlnire, vă rog să luați legătura. Avem la noi departamentul care se ocupă de relația cu spitalele și vă poate ajuta să faceți această întâlnire cu spitalul și să mergeți la fața locului. O să discut și cu doamna președinte comisiei și să vedem cum stabilim să facem această deplasare. În regulă. Dacă mai sunt intervenții. Elena Muscă, dacă pot să-mi vin cu intervenția numărul 3. Referitoare la obligația Supercom de a cântări deșeurile. Vă aduc la cunoștință faptul că tot mai multe plângeri primesc din partea cetățenilor. Cele mai recente sunt de la clujeni care dețin case de vacanță sau au moștenit casă părintească în mediul rural, dar fără a locui permanent acolo. Acestea semnalează faptul că li s-au comunicat faptul că sunt obligați să încheie contracte pentru serviciul de salubritate și să declare cel puțin o persoană la adresa respectivă. În mod normal, dacă operatorul, sunt convinsă că dacă operatorul Supercom și-ar fi respectat obligația de a cântări deșeurile la fiecare ridicare și ar fi emis bonurile de cântar, astfel de sesizare probabil n-ar fi apărut, pentru că n-ar mai fi contat câte persoane locuiesc într-o gospodărie. Tot ridicând acest subiect de-a lungul timpului, am tot auzit că se pomenea de o perioadă de tranziție, o perioadă de grație acordată pe Supercom pentru a se conforma la aceste prevederi. Nu cred că în acest moment mai există vreun motiv. Au trecut cel puțin 2 ani de zile de când Supercom operează în județul Cluj. Mă aștept să cunoască realitățile din teren, să aibă o strategie de adaptare a serviciilor la specificul județean. Nu mai există intermediarul ADP, să zicem că nu administrează și operează întreaga infrastructură SMIT. Nu, în acest moment, din informațiile pe care le-ați furnizat, CMID-ul este integral funcționar, iar Supercom a preluat operarea și instalațiilor și a celulei. Mai mult decât atât, autoritățile publice locale au mandatat, dacă nu mă înșel, de 3 ori până acum, majorarea tarifelor la serviciul de salubrizare la solicitarea Supercom, dar nu avem toate obligațiile respectate. Eu zic că haideți să spunem stop acestei perioade de grație și să solicităm unitar toate autoritățile la nivel județean, local, împreună cu ADI-ul, ca Supercom să cântărească deșeurile, să emită bonuri de cântar la fiecare ridicare.
astfel încât cetățenii să plătească efectiv doar pentru cât aruncă. Mulțumesc. Vă răspund, doamna Muscă, însă înainte am cerut de la colegi, ca să nu scăpăm nici asta, cred că doamna Dehene s-a cerut informații despre circuitul de urbanism de la Binicentura, da? Care unește Pentureni, cred că am reținut bine. Există prelungire făcută de către Consiliul Județean, am semnat prelungirea în 1 februarie 2022 până la recepția finală a lucrării. Deci există circuit de urbanism prelungit de către Consiliul Județean din 1 februarie până la recepția lucrării. Că v-am răspuns dacă mai există cererea. Deci există în vigoare circuit de urbanism valabil până când se va termina lucrarea. Deci din punct de vedere al circuitului de urbanism nu există nicio problemă. Mulțumesc! Doamna Dehenes. Ia, întorcându-mă, dacă vreți vă și punem la dispoziție o copie după prelungirea de la autorizație, fără nicio problemă. Da, mulțumesc. Dar puteți să ne credeți că bine. E un act pe care l-am comunicat deja și cu părțile implicate și cu ministerul care gestionează proiectul de extindere, de Nairul, de fapt. Uh-huh. Iar legat de doamna Muscă, noi am făcut o comisie și iar dacă intrăm și discutăm iar de la capăt, e foarte multă discuție, dar știți prea bine că am făcut o comisie și dumneavoastră aveți oricând posibilitatea de a chema la discuții ADI-ul, respectiv Supercom-ul, pentru a lămuri toate aceste probleme legate de cântărie, necântărie. Ce vă pot spune eu, pentru că ADI-ul a preluat treptat cam toate atribuțiile și prefer să se întâmple asta, pentru ca acolo primarii să poată direct prin ADI să-și pună punctul de vedere și să gestioneze conducerea ADI-ului. Ce vă pot spune este că, într-adevăr, aici trebuie să ajungă în final la cântărire, evident, plătit versus cântărit. Există discuții cu mulți primari, în unele localități se aplică deja chestiunea respectivă, în altele încă nu se aplică din diverse motive. Și aici, sigur, se discută în continuare între operator și primărie să găsească formulele optime pentru a putea să aplice în tocmai contractul așa cum este el. Ca și răspuns pe care eu vi-l pot da este da, sunt de acord și eu, acesta este contractul, ăsta se dorește a fi respectat, atâta timp cât nu există o altă prevedere contractuală sau nu există un alt ordin de ANRE sau altă dispoziție care să permite schimbarea procedurii de colectare și respectiv cântărire. Deci, în AGA toți primarii s-au întâlnit, unii au găsit soluții și aplică foarte bine contractul și merge bine deja în localitățile lor. Există alte localități în care încă nu funcționează bine, dar eu sunt convins că vor găsi formula optimă. În cazul în care nu vor găsi formula optimă, tot ADI-ul va putea decide rezilierea contractului și repetarea procedurii. Adică nu există nicio obligație din partea nimănui să rămână într-un contract dacă nu îl respectă. Dar vă rog să reactivați acea comisie, acel grup pe care l-ați creat pentru acest lucru și să puteți discuta în permanență cu ADI-ul pentru ca aceste probleme să le puteți rezolva încă de acolo, din faza respectivă. Pentru că noi tot la ADI ne adresăm, pentru că ei gestionează contractul cu operatorul și tot la ei ne adresăm să ia măsurile, adică nu putem face în mod direct. Consiliul Țean în AGA are un singur vot, ca și orice altul AT. Deci ca atare nu mai putem avea pârghia directă, doar noi să putem decide orice vrem legat de contract și mai bine așa, ca fiecare localitate să aibă reprezentanță, să știe ce se întâmplă și să ia măsurile în forul acesta colectiv. Deci, susțin ce spuneți dumneavoastră, sunt de acord, pentru o problemă punctuală pe care o aveți într-o anumită localitate, rugămintea mea este să fie să chemăm ADI-ul, fie să convocați comisia respectivă a ADI-ului, cu ADI-ul și cu cei implicați din partea societății. Dacă mai sunt intervenții. Da, mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt, stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezența astăzi, pentru implicarea dumneavoastră în a îmbunătăți proiectele și pentru faptul că, deși perioada de vacanță, concedii, v-ați făcut timp să participați la această întâlnire, la această ședință. Următoarea ședință ordinară va fi tot pe finalul lunii august, funcție de cum reușim convocarea cu cele 5 plus 2, respectiv 5-7 zile înainte, tot undeva la final, nu știu dacă chiar ultima zi, dar în fine tot în partea de final a ultimele zile din luna august. După care, din septembrie, dacă se dorește, putem reveni la formatul clasic sau doar din octombrie, depinde cum considerați
în funcție de cum reveniți din, din concedii. Mulțumesc încă o dată pentru participare, mă bucur că sunteți bine, vă doresc concediu plăcut, sănătate și să ne revedem bucuroși și voioși în, în finalul lunii august. Concediu plăcut și să ne revedem cu bine. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere!